Acum e iarnă, e târziu, cu anii strânși în pardesiu. M-am strecurat și ultimul tramvai l-am luat. Mi s-a dat locul imediat. Ce gest ciudat. Bună ziua, dragii mei, încă o zi, încă o bucurie de a fi împreună cu voi. Încă o modalitate elegantă de a pătrunde în casele voastre și prin intermediul vlogului meu, dar și prin filmările care, bineînțeles, au loc în această perioadă. În background auziți o muzică clasică. Da, ascult muzica clasică, îmi place muzica clasică. Se fac mici la Palatul Copiilor. Nu e ideea rea. Bine ați venit la ora de muzică. Cine bate mai tare, câștigă premiul cel mare. Acesta este un cazu, cazut la mine în mână. Vlogul lui Brânciu. Bine ați venit la vlogul lui Brânciu. Locul în care de fiecare dată vei găsi un prieten. Un prieten adevărat. Emil. Bună ziua. Nu v-am întrebat. Eu nu sunt de asta cu provocările. Dați-mi ceva să-mi pun orez în cap cum fac alți colegi de vlog. Trebuie să le spun. De fapt, colegi de canale de YouTube. Dar dacă vreți cu adevărat să facem ceva nebunii, puteți să încercăm. E ceva nou. Așadar, dragii mei, după biciclete, scutere, kituri, plăci, ce doriți să vedeți de la mine? Atenție! Cu nebunii de care să râdem, nu pe care să le uităm imediat cum le-am făcut. Până una alta, vă doresc sănătate și nu uitați, vlogul lui Brânciu, un vlog de care vă puteți apropia fără să vă ardă nimic. Vlogul lui Brânciu. Da, poți să ai lumea la picioare, banii cu furca să-i întorci. Dar când te cheamă pământul, tot acasă te întorci. Pe cărarea vieții mele, au fost spini, au fost și flori. Dar copiii în poartă urma belele. Și au cerul fără nori. Emoții! Și în culise sunt emoții, stimați telespectatori. Pentru că dacă nu aici, la mine, în cabină, unde se întâmplă asta? La Delia? Vreau să cântăm acea melodie care, practic, a constituit baza relației noastre muzicale. Încep eu? Da. La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea. Vreau astă seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție. Ești bun și tu. Și el are interes. Am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Ești vagabondul vieții mele, ca într-un film m-aș capu, măturător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Și nu i-am dat. Cât aș fi vrut. Fals! Uite! Mi-au trebuit 5 zile să o aduc într-o relație senzațională și 2 zile să o pierd. Normal. Păi nu așa. Să ai răbdare, Bonia. Cu substanță, cu chestii, cu... Înțelegi? Ai, că am fost drăguț. Ce ne-au pelupat. A, mie mi-au Pentru tine transpir, pentru tine mă inspir. Și foodul nu mai e la fel ca ieri. Și foodul nu mai... Tine-s mai frumos în nopțile.
Hai, iartă-mă. Nu, ne vreau să arăt ceva. M-am venit cu Andra. De lumina stelelor. Mă dor, ochii mă dor. Rău mă dor, ochii mă dor. The lights of the stars. De lumina stelelor. Și să-mi cânte mie cineva. De ce te dor? De ce mă dor? De ce te dor? De ce te dor? De lumina stelelor. Vine sau nu vine, vine. Dați-mi un răspuns. Că te văd cred chiar de mine. Să se fie ascuns. Să-i amintești, te rog frumos, adresa mea. Când te întâlnești cu Horia Brenciu, cu Timbăruță. Ăsta e destinul nostru. Suntem destinați să stăm pe aceeași bancă. Poți să te lași pe mine așa. Oh, exact ca pe unchiul meu. Nu, ca pe un urs, nu ca până. Gata, închide-ți aparatele. Vă rog. Ceea ce urmează e numai, sunt numai povești de bârlog. Nu vă interesează. De ce mă dor, de ce mă dor? Nu lași fata, nu lași în pace. Pe toate le abuzez așa. Am crezut că sunt singură. Auzi, mă, dacă eu te abuzez, tu m-ai apalmat. Îmi face parte din abuzament. Abuzament. Prima palmă. Auzi, cred că o să fie încântată. Încântată când o să vadă. Aoleu, prima palmă. Dă-i pe obrazul Horia. Și acum, dă cu ăsta, relantiu. Nu, dăm tu mie. Hai ca să fie. Eu să-ți dau ție. Bravo, Basilico. Dă-i tu, bine. Ușor, da, ușor. Pacă. Relanti! Păi, dar m-am dus relanti, dar tu nu, 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 nu. Măi, măi, da! Hai, gata! Vino puișor mic la mine! Iubire! Iubire! De ce? De ce? Gratis! De ce ai plecat din viața mea? Cu tine-s mai frumoase zilele. Horia, am făcut o greșeală vineri, da. Ca o glumă. Ți-am dat follow. A, follow? Unde? Nu. Pe tot, Facebook, Instagram. Tu ești tot timpul live, Horia. Tu mai ai viață, mai dormi. Am făcut un singur live. De într-o zi, într-o seară a audițiilor. Ai fost cu Andra. A, le filmezi și le pui după. Da. Cu Andra în autobuz, da. Cu Andra în aeroport. Uite cu cine ne întâlnim. Cu Tănase de la teatru, cu același nume. Uite. Cu Irina, da. Eu chiar așa mă cheamă, știi, nu? Pentru mine chifterele e viața. Un follow din partea ta pentru mine reprezintă mai mult decât o chifta. Reprezintă o bucurie. Îți mulțumesc frumos. Cine e Carla? Cine e Carla? Sunteți Carla? Carla? Nu. Carla? Nu. Unde e Carla? Nu mă sperați. Aici e Carla? Nu e Carla? Nici bănică? Nici. La Carla cu toții veniți. Aici? Atelierul fanteziei, ora. Domnul Carla! Plec puțin supărat. Vrem să fac un vlog cu Carla. Aș fi făcut totul pentru Carla. Hai să poate revenim la cineva mai pământean. Citesc pe fața ta dorința de a juca table cu mine. Bine, se rezolvă. Ăla e, ăla e, ăla e! Hai-o! Hai-o! Bine, șeful. Nu te grută la mine că se sperie omul de mine. Carlito! Deci nu m-a nebuni. Nu m-a nebuni. Cu prostiile. Treceți la spectacol. Vlogul lui Brenciu. E, cum vi s-a părut astăzi vlogul? Asta e un extra. În continuare, 5-5. Problema ta este că n-ai cu cine. Floricica, floricica. Și mi s-a deplasat o vertebră. Emil, strănută. Sănătate.